Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în Scorpion. Etalare pentru perioada 8-8-9-9. Dar știu că au trecut câteva zile de la o portalul energetic despre care toți au vorbit, dintr-o anumită perspectivă, evident, deși ar mai fi fost loc pentru o altă perspectivă. Acum, că au trecut aceste câteva zile, nu contează, noi deja am intrat... În această perioadă, și tocmai pentru că au trecut câteva zile, unii, poate din ce voi spune, din multele mesaje pe care le voi transmite în această etalare, veți, unii, nu toată lumea, veți simți că deja se manifestă sau s-a manifestat măcar un mesaj sau într-o formă sau alta. Simțiți că energia despre care tot vorbesc, vorbim noi prin etalări, uh, se întâmplă, da? Are loc. Acum, din seria aceasta de cărți, care ar trebui să arate energia generală a acestei perioade. Uh, îmi arată, mi-au venit trei cărți, da? 10 de apă, emoții, uh, este un, în aceste de cărți sunt câteva arcane majore în plus și la fiecare set de semnal chimic, apă, aer, foc, pământ există iar o carte în plus, aceasta, numărul 11, în care se vorbește de un duplex. În această la seria de apă există duplexus emoție intelect sau, mai bine zis, importanța echilibrării emoționale și intelectuale. După această carte apare intuiția. Într-un fel sau altul, intuiția ține și de un anumit tip de mental, da? Și oarecum eu zic că au legătură cărțile, da? 10 de apă, emoții, intuiția care nu ține doar de emoții, ține de mult, de o energie mult mai subtilă și între ele apare această carte foarte importantă pentru cei care au acest 10 de apă, e emoții copleșitoare, da? Foarte important să-și mențină echilibru intelectual și emoțional. Acum, cofi altcineva care reușește să facă acest această echilibristică ar fi minunat, pentru că dacă ați fi amândoi copreșiți de emoții, ce s-ar mai întâmpla? Și e foarte interesant, această carte, Intuiția, mi-arată... Uh, nu că mi-arată, mă duce cu gândul la Marea Preoteasă, nu e chiar Marea Preoteasă. E o persoană înțeleaptă care caută adevărul, care, deși există întuneric și lumina, are cunoștințe și de energia pozitivă și de energia negativă, e în stare să genereze o nouă lume, dar e mai tăcută, e mai ascunsă, e misterioasă, cum seamănă cu marea preoteasă. Același simbol al Marei preo mare Preotese îl găsim și în această carte, 10 de apă care, repet, reprezintă un soi de emoții copleșitoare, o bucurie, un entuziasm, o euforie. Dar aici este mesajul unora dintre voi. Trebuie să fiți în echilibru, să înțelegeți de ce aveți această stare sau dacă e cineva care are această stare, să înțelegeți din ce motive, sinastria voastră sau ce, ce atingeți în sufletul lor de se simt atât de copleșiți. Da? Și voi eventual să fiți în echilibru tocmai ca să îi împământeniți într-un fel sau altul. Chiar dacă nu avem pământ, da? E nevoie de împământenire. Avem elementele aer și apă. Poate că între voi, scorpionilor, ce aveți voi, luna, ascendent, soare, ce, mai fi, Există o poveste între voi și cineva care are marcaș puternic în semn de aer. Iar, poate să varieze. Și iar acest semn de aer, deși toată lumea ceva ai aerul cu apa nu se înțelege, într-un fel sau altul vă completați, vă completați, vă susțineți și oferiți ce nu are celălalt. Într-un fel sau altul. 10, 11 și 22 număr maestru. 2 și cu 2 se reduce la 4, da. Această intuiție vă, vă stabilizează, am zis bine, am zis, vă dă o oarecare securitate în această lume emoțională. La capătul setului de cărți aveți Femeia Singură, aș îndrăzni să traduc această carte. Femeia singură, femeia singură și asumată în spatele ei. Este o poveste în care și-a consumat energia foarte mult. Este ori un contract, ori o familie, ori o relație, 10 de aer, de, nu de arde, de foc vreau să zic. Da? și pe care a încercat, încearcă, sau poate că a și reușit, nu doar a încercat, depinde de unii și de alții, să -o, o vindece și, mai bine, și nu doar să o vindece, a încercat să -o, o întrerupă, să ru rupă legăturile cu acel personaj, acele personaje care i-au ars bateriile. Și în momentul în care a făcut acest lucru și-a asumat, și-a asumat această însingurare, în singurare pe care o manifestă și șase, da? În viața de zi cu zi, la locul de muncă, în viața de zi cu zi și această însingurare, această cărare pe care a ales-o, o face mai înțeleaptă și îi deschide oportunități pe care altfel nu le-ar avea dacă s-ar consuma în asemenea relații, da? Oarecum nu vă supărați, Femeia din poză aduce un pic a Scorpii oancă sau personaj cu planete în scorpion. E destul de dură. Nu vorbesc de, de vârstă, dar are o maturitate, are o sobrietate scorpionii pentru cei care știu cât de cât. Au o doză de. au ceva care intimidează și asta din cauza că își asumă niște decizii. Din câte știu eu, scorpionii nu sunt excepțional de zâmbăresc decât dacă au cine ce planete în balanță, în leu, da? în pești. E... Yeah. Și în această cărare sau în această alegere pe care unii ați făcut-o, apare un personaj, 10 da? de, de, foc este undeva în trecut, un trecut care încă mai influențează, da? care v-a făcut să, să alegeți această singurătate și acum 10 de cupe, poate să fie cineva care vă, vă vede altfel, da? Vă vede, pf, adică vede dincolo de aparențele voastre, dincolo de sobrietate, dincolo de rănile pe care le aveți, vede un potențial excepțional în voi. Uf, ce frumos mesaj a venit, nici mă așteptam. Dar vede un potențial, vede această inimă deasupra voastră care radiază în aici, să ai cioara. Cioara, deși oricum înseamnă înțelepciune. Dar... Da, dar vedeți, sunt personaje diferite. Dar cred că sunt două aspecte ale scorpionilor pe care cineva le vede. Unii văd doar această latură a voastră întunecoasă, dark, știți cum e, cu scorpionul gotic. Dacă ar fi o artă pe care aș alege pentru scorpion, ar fi arta gotică, pe care o ador, evident, ca nu în scorpion. Și am zis, este cineva, nu neapărat semn de apă, poate să fie va atinge, eu știu, se face un trigon între luna voastră și soarele lor, între luna voastră și, eu știu, luna lor sau luna, eu știu, ce alte aspecte, se face un trigon, conjuncție, aspect benefic, sextil, da? La nivel emoțional, intelectual, între voi și cineva și se trăiește, cred că din perspectiva altuia, această euforie, entuziasm, această lume emoțională pe care poate unii scorpioni au încercat să, să o evite din cauza lovitorilor vieții, a greutăților și a problemelor. Ei, și da, au încercat, poate încearcă în continuare unii scorpion să fie în acest echilibru, dar depinde ce înseamnă echilibru. E, echilibru e un cuvânt uh, sublim și subtil și sensibil. Variază, da? Acum, echilibru se creează și între voi doi. Doar trebuie să vă conectați la intuiția voastră ca să înțelegeți doi și cu doi, da? Două relații, relația voastră cu voi, relația voastră cu ceilalți. Să înțelegeți că unor în viața noastră, de deci ce o fi așa mesajul, vin oameni care ne văd total diferiți. Și e bine. Acum, ideea e să ne vadă varianta pozitivă, nu doar cea negativă, da? E bine. Nu, nu știu de ce am transmit acest mesaj. Uf. Ia uite, 10 de cupe, iar. 10 de cupe, 10 de apă, de fapt. Cineva e curios sau curioasă în legătură cu voi și parcă v-ar vedea pe gaura chei. Nu în secret, nu neapărat că vă spionează. Vă vede dintr-o altă perspectivă sau poate nu e gaura chei. Este cercul acela, ah, cum îi spune, ca un binoclu. Știți, era un binoclu care crea diferite cu sticle colorate. Îmi scap acum denumirea, dar cred că unii știți despre ce vorbesc, da? Și în momentul în care îl mișcai, crea diferite forme simetrice și frumoase și colorate, da? Florale. Ei, așa cred că vă vede cineva. Vă vede prin acest. Nu neapărat ochelar roz, da? Nu neapărat. Nu, nu cred că e o iluzie. Cred că este intuiția cuiva care repet vede dincolo de aparențe. Ia uite, da? Și totuși există o frică de experiențele trecutului de mediul înconjurător. E un stres, poate cineva prea critic, da? Și celălalt vede lucrurile dintr-o perspectivă optimistă. Hai să mai vedem. Energia scorpionului vis-a-vis -vis de acest mesaj, energia generală. Hm. Ce frumos, semn de aer pentru unii. Dar, am zis, cineva este atras de voi ca moria de, sau fluturile de lumină. Puteți să fi și voi. Cineva vede lumina în voi. Tocmai pentru că unii dintre voi v-ați obișnuit să stați în întuneric. Și cu alte cuvinte să vă creați această, această privire nocturnă. Da, și cineva care este foarte atras de voi. Evident că poate să fie și invers. Poate cineva care vine și radiază lumină, emoție și vă atrage într-un mod misterios. Dar ghidați-vă după intuiție, că trebuie să fiți în echilibru, să nu vă ardeți aripile cumva să mai ars cândva, nei să picați în paharul cu apă, cu cafea, cu ce -o mai fi, se mai întâmplă, ați văzut, mai pică flutura și în ceașca noastră de ceai și de cafea? Trebuie să fiți în echilibru, da? Să folosiți ambele aripi și voi și ei. Acum ce a vrut să se mai arate? 8 de băte. Iar tindeți către lucrurile înalte. 8, a opta pentru mine. Încercați să comunicați și să, nu doar să comunicați, să acționați cu optimism. Posibil să învățați de la acest personaj, dacă nu vă simțiți voi, pentru că scorpionii nu sunt chiar așa euforici, eu din câte știu eu și știu că am trăit cu des, am trăit, am, am o familie în sensul ăsta, am rude părinți scorpioni, dacă nu vă simțiți voi atât de euforici, poate e altceva, ori un aspect din harta voastră care se manifestă, dacă aveți alt ascendent sau eu știu ce, v-am da? zis, sunt semn de, de foc, dacă aveți planete în leu, poate să fiți altfel dacă aveți planete în leu, sau în pești, sau în balanță. Tindeți către lucrurile în alte căutați transformarea prin acțiuni, prin optimism, prin spiritualitate. La capătul setului de cărți, cinci de spade. Cineva are un stres mental, cum să manifeste această bucurie? Ia uite. iar zece de foc, pe care l-am văzut mai devreme, da? Reapare. Acum că voi v-ați consumat, că ei s-au consumat, că amândoi v-ați consumat în niște relații, ne potrivite pentru voi, este dorința aceasta de a o lua de la zero, este o dragoste, ia uite și asul de monede, este o dragoste mare, este dorința de relație, de de muncă în relație a cuiva. 9, 8, asul de monede, da? Dorința de a o lua de la zero, dar pentru unii simt că este o a treia energie care e oarecum invidioasă sau într-un fel sau alt, altul mental Transmite un stres unuia dintre voi și nu se poate manifesta această întâlnire cu sufletul pereche. Tu dată, nu că nu se poate, se întârzie, pune bețe în roată, mental, un, cineva ori face niște jocuri mentale, ori e din trecutul unuia, al vostru sau al lor. Sau poate și și, ne uite, trei de spade. Și din cauza asta se ajunge iar la dezamăgire, știți? Hai, nu, Scorpion. Soare, Luna, Venus, Ascendent. Nu dumneavoastră în Scorpion. 8 8 9 9 2021. hai să vedem. Valetul de monede. Regele de monede, vrei? Nou de monede. Mai cam mult monede. După ce am văzut acum aer și apă. Aici este. 8 extraordinar. 8 de monede. Sunt cărți frumoase, dar pe mine mă. E nu-mi placi. Asul de monede, fantastic. Prea multe monede. Prea multe monede. Din punctul meu de vedere. În sfârșit, asul de cupe. Hai, că a venit. A venit. Și nebunul. Da? După ce s-a stagnat, v-ați mințit, voi, alții, eu știu cine v-ați mințit în legătură cu această relație s-a apărut un intrusu, intrusa sau bărfele sau s-a fugit de acest potențial. Rămâne de văzut dacă vreți să-l împliniți. Patru de băte și stea. O relație între două suflete perechi, o relație care vindecă, vă dă stabilitate, da? Predestinată. Dar iau, te apar. Trebuie să vindecați acest trecut. Probabil că aceasta iau de valetul de cupe vindecă. Această vindecare va veni în timp da, cu răbdare. valetul de bute, mai o lacrimă, mai un sărut, mai o îmbrățișare, ca să puteți să mergeți mai departe în, această, în acest întuneric, pentru că e o confuzie. Cineva e cu... Cine e prea mental, se păcălește, intră în această ceață cu câte. De-aia zice și mesajul general. Fiți în echilibru între emoție și intelect. Păstrați o linie fină, da? Ascultați-vă și intuiția, și emoțiile, și mintea. Fiți în echilibru. Și șase e un număr echilibrat, da? l -aș pune așa deoparte acest nebun. Hai să și clarific. V-am zis, când văd atâtea monede, mie personal nu-mi place pentru că un personaj este prea... Ia uite, iar tot amestec și mi-apare altă carte, trei de monede, dar este necesar dorința de a colabora. Cineva este prea materialist, prea concentrat pe reușitele acestea pământene. Și în viață, cel puțin acest personaj știe că Împărăția noastră adevărată nu este aici pe pământ, da? Avuția noastră nu aici o... Nu pentru această avuție pământeană trebuie să muncim atâta, cât pentru moștenirea cerească. Pentru cine are ure urechi de auzit. Mai... hai bag și așa cât un mesaj din când în când. Hai să clarificăm odată de două ori. Uf, apare și moartea și am văzut și îndrăgostiți. Uite, și îndrăgostiții, da și. ai ia uitați cum s-au desfăcut cărțile diavolul și îndrăgostiții. Da, dar trebuie să puneți capăt unei relații karmice. Trebuie să puneți capăt fricilor. Am văzut luna. Da? Și trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți corect de zis, fiți în echilibru. Cum să alegeți dacă nu sunteți în echilibru? Și dacă nu vă ascultați intuiția, iar cum să alegeți? Încă o dată. Și încă o dată. Și apoi tai. Scorpion, soarele în venu, să ascinde în scorpion. Clarificări. Turnul. Hm. Regele de cupe, în sfârșit vă și o emoție aici. Cavalerul de spade, Patru de cupe. Așa e, când clarifici, se schimbă magicianul. Cineva vrea să manifeste. Uite oh, ce frumos! Ah, ce frumos! Ah. capătul setului de cărți, Regina de Bute. Puteți să fiți voi. Mai focoși ca voi sunt, poate, cei cu planete în de foc, nu? Judecata, împăratul, Regina de Cupe. Și aici avem regele de cupe și regele de monede. Roata norocului. Cineva simte multă atracție față de voi, multă pasiune. Și ar vrea să renască această pasiune, dar. Um, cred că își dorește mai mult decât pasiune. Își dorește și emoții, își dorește și. eventual să vă susține cu acest magician și asul de monede, da? Și regele de cupe, regele de monede. Cineva și-ar dori să vă susțină, dar. Dar unul dintre voi trebuie să aleagă dacă vrea susținere sau dacă vrea să fie independent. Că regina de bătă este și independentă. Aici este, aici este judecata gândul pe care unii dintre voi îl puteți avea în această perioadă. Știți, și am întâlnit destule, destule femei în ultima vreme care vor să fie independente și nu prea... Ia uite, s-au oprit la leu. Este o cuadratură acum cu planetele din leu și planetele din scorpion și cuadraturile nu sunt prea ușor de, de suportat de unii, ori de noi, ori de parteneri, da? Dar ne și stimulează, sunt foarte necesare. Uite, semn de foc. Ce alegeți? Ce alegeți? Numai energii foarte puternice. Hm foarte puternice. Am, pentru un mesaj, pentru cine o fi, că se manifestă diferit la ascendent, la lună, la Venus, la ce mai fi. Există cineva cu, care vine dintr-un mediu familial, cu, nu știu, cu soțul, soția, părinți, frasurori, care au energie destul de toxică, tarantula și pantera, da? Încercați să-i tratați încearcă să vă domine, eventual am văzut și împăratul, da? Încearcă să vă domine, dacă există acest personaj care încearcă să vă domine, că tot am văzut 10 de, de foc mai devreme, de vreo două ori, da? Încerca să-i tratați cu noblețe. Acum, evident că poate să fie și invers, vedeți cum apare, cum apare. Ia, energia voastră, energia scorpionilor în această poveste, ce spirite a trebuit să manifestați în această poveste. Acum, valetul de monede. Cineva ar dori să construiască, dar așa, să o ia de la 0, nu e 0, da? Și apare aici un 0, da? Apare un 0. Ar vrea să o ia de la prima cărămidă, da? Și să ajungeți undeva, da? Să vă căsătoriți, poate, unii. Dar aici este. Cine s-a despărțit? Cine este femeie singură? Femeia matură, 9 de monede s-ar putea să-și asume singurătatea. Și aici este provocarea celui care ar dori să-i fie pereche. Dacă îi înțelege această alegere, energia scorpionului. A, nu prea-mi place. Dacă sunteți așa de rechin, evident că sunteți din cauza traumelor, dar încercați să ieși... Uuu, și scorpionul. Și scorpionul. oh, și liliacul. Mai, din tot sufletul aș vrea să nu fiți voi în această energie. E o energie care nu s-a descătușat de trecut, de răni și de karmă. Încă nu. Chiar dacă v-ați asumat singurătatea, chiar dacă v-ați separat unii dintre voi, chiar dacă încă nu v-ați separat și vreți, încă sunteți marcați. Puf! Aș mai vrea totul să mai treabă o carte, pentru că nu prea are sens. Nu prea are sens. Sfat, sfat, sfat cum ar trebui să fie scorpionul în această poveste. Asta e, mulțumesc frumos. Probabil că acolo sunteți și asta ar trebui să fiți. 9 de cupe, 9 și 10, să vă iubiți, să vă bucurați de, de binecuvântările care sunt în jur. Ia uite și regina de cupe și delfinul, să fiți mai, ce frumos! Ce frumos, regele și regina, așa am văzut-o mai plus plus odată pe regina, da? Probabil că există un semn de aer pentru cineva, care este euforică, am zis, dacă nu, sau se bucură, ar vrea să cuvânteze, să-și facă curaj și să cuvânteze, câte bucurii, câte, cât romantism simt pentru voi, asta în cazul în care nu sunteți voi. Dar dacă ei vin așa, dragii mei, ce am văzut mai devreme este înfiorător. N-ar trebui, sincer, și mesajele sunt, cum sunt, da? fiți în echilibru, Cine vine cu dragoste, tratați cu dragoste. Lăsați ranchiunea pentru trecut, pentru cei care v-au rănit. Fiți în această energie, bucurați-vă de, de, binecuvântări, de dragoste, de, de, ce? ce vreau să zic? De complimente. Hm. Și știu că cum e cam, cam luna în Scorpion. Uneori ai impresia că dacă cineva îți face compliment, un compliment, unul mai multe, au vreun interes ascuns. Haide, spuneți-i că e adevărat, că știu bine că așa e. Și uite, așa lumea se ferește să, -și mai să vă mai facă complimente unora dintre voi, chiar dacă meritați. Dar, am zis, cineva care vede partea frumoasă a voastră. Ar vrea. Cineva, posibil, unui, pentru unii dintre voi, acest personaj este mai tânăr decât voi, întâlnirea dintre voi a fost trăsnet într-un mod șocant, eu știu, v-ați întâlnit, și acest personaj a rămas oarecum marcat, vrea să construiască ceva, vrea să renunțe la trecut pentru voi, ar vrea, dar depinde de voi. Depinde foarte mult de voi. Și nu simuse, poate are marcaj, nu neapărat trebuie să fie semn de pământ, poate are marcaj, are vreun Venus în fecioară, în Taur, Taur în opoziție cu Scorpion, da? Și aici este Taur, Taur și Scorpionul, da? Își dorește, să construiți, să vă echilibrați. Regele de cupe se echilibrează, apropo, emoțional. Să vă fie susținere și emoțională, și să empatizează foarte mult cu voi, da? Și să vă sus susțină și financiar. Să vă susțină și financiar. Acum, dacă sunt două personaje. Voi știți, când mai văd un cavaler de spade, nu obligatoriu semn de aer. Dar cineva, cavalerul de spade nu reprezintă musai. Un personaj poate să fie, dacă da, singur, care vă vede frumos, frumoase, în special, dacă sunteți doamne. Da, chiar dacă sunteți, v-ați asumat o anumită cale, v-ați însingurat, vă văd frumoase, pline de reușite, inteligente, pline de foc, de pasiune, e un roșu, da? Și ar vrea să comunice cu voi. Ce ar vrea să comunice? Că n-ar vrea să piardă această ocazie. Dacă voi sunteți supărați, ar vrea să vă ofere dragoste ca să nu mai fiți supărați. Uh, ar vrea să ofere această, aceasta... Ar vrea să vă ofere ceva așa simt. Ar vrea să muncească da? pentru voi ca să vă susțină. Mai așa simt. Da? Vrea să vină înspre voi. Puteți să viți voi aici, scorpionii. Poate unii dintre voi sunteți căsătoriți sau aveți un soț, o soție prin preajmă. Poate. Și aici este o mare problemă. Trecutul, căsnicia sau contractul poate să fie și un șef și un tată, eventual. Că tot am văzut 10 de spade, de, nu de spade, de, am văzut și de spade, 10 de foc mai devreme. Dar, ia ce mai simt. Da? Unul e un pic mai tânăr decât celălalt, mai un pic, mai mult variază și altul e mai matur. Chiar dacă sunteți femei, puteți să fiți aici regi. Dar simt că personajul mai tânăr, așa simt, așa mi-arată cărțile și așa simt. O să văd dacă mai simt altceva pentru alți scorpioni sau alte poziții scorpionești. Cineva ar vrea să muncească. Da? Să vă scoată din depresie, din tristețe, da? Pentru că știi că dacă nu face acest lucru, s-ar putea să piardă ei o ocazie specială. Simplu. Da? Au 10 de decupe. Simt multă dragoste pentru voi. Multe emoții. Eu am zis, empatizează. Își doresc magicianul și asul de monede să manifeste o relație de lungă durată. Au pasiune, au atracție, dar au și dragoste. Probabil că trebuie să și vină de la un drum, dar își doresc să vă exploreze, mai, să vă exploreze și sexual și să vă susțină emoțional și să creați ceva împreună. Dacă voi vreți să citiți altfel, e legerea voastră, dar deocamdată așa simt, da? Ia uitați, intuiția lor te spune, să îndrăznească, să riște, să o ia de la zero, după cum zi, nebunul vine înspre această poveste, să manifeste această poveste. Nu? Pentru că dacă n-ar face dacă s-ar detașa emoțional și-ar încerca să închidă, să zic, un capitol sau să plece în lume, apropo dacă e vorba de distanță, și-ar face și mai multe griji, da? că au pierdut și ei o ocazie nu știu, sunteți niște suflete care puteți să fiți foarte puternici împreună dar tre unul dintre voi trebuie să renunțe la, la ego la frici aici este, și să înțeleagă că puteți să avea victorie împreună altfel că puteți rezista împreună și rezistând împreună și, și fiind puternici împreună, puteți să puneți și dușmanii la, la pământ și să treceți peste regrete, da? să le vindecați. Uitați ce frumos temperanța după 5 și 5 de cupe, 5 de spade, da? să vindecați, să vă echilibrați. Așa simt, măi, așa simt. Așa simt, Doamne ajută, sună foarte frumos, n-am mai văzut de mult așa poveste, n-am mai primit de mult așa mesaje frumoase. Acum, nu vă fixați musai pe zodii. Poate să fie orice zodie, că avem și pământ, avem și apă avem și aer, ați văzut, da? Intuiția, emoții, intelect, fiți în echilibru, nu alegeți din frică, da? Nu vă fixați pe trecut că, vai, că toată lumea de, vă poate dezamăgi, Păi, de știu, și chiar dacă nu sunt Scorpion, sunt cu Ascendent în Scorpion și cu Jupiter în Scorpion și cu alte planete în Scorpion, această poziție foarte delicată vă poate face extrem de spiritual, de deschiși, de înțelepți, dar puteți să intrați, e așa, cum să zic, insesibil pasul care vă duce către negativitate. Valetul de monede poate să fie și comunicarea cu care vine într-un mod trăsnet. Vedeți? Dar acest trăsnet, această întâlnire poate să fie și de domeniul trecutului, da? Și neva vrea să reconstruiască a avut așa o, o înțelegere că ăi, puteți să vă completați, cum am zis mai devreme. Adică se poate. Asta e. Da, vreau să vă scoată la o întâlnire eventual. Și uite ce frumos, da? 9 și cu 1, 10. Asta înseamnă familie. Și aici, pentru mine, regele de monede este familistul sau soțul sau susținătorul familiei, da? Poate că acest personaj, chiar dacă e mai tânăr, poate are o poziție financiară deosebită. În acest motiv, poate oferi ceva. Evident că nu vă poate oferi întreaga avere din prima, nu? Trebuie să vă ofere așa, pas cu pas. Dar depinde de voi, nu știu. Unele doamne sunt un pic cu, cu spatele la această energie, poate concentrate pe muncă, poate vor să manifeste un nou proiect, poate vor să se vindece și să-și regăsească cheful de viață. Și aici este, pentru asta trebuie să, să vă ascultați intuiția și totul să riscați. Să riscați. Dacă vreți să vă vindecați, da, vă vindecați, dar asta nu înseamnă că nu mai iubiți. Hmm? Poate trebuie să vă vindecați caz de un aventuros, de o aventură, de ceva. de Cineva care venea și pleacă. Ok, vă vinde caza, asta nu înseamnă că nu mai iubiți. Asta așa am schimbat un pic dacă a sesizat mesajul, da? da? Acestea să fie cărțile pe care doamna vrea să le manifeste și între timp să cam cu spatele așa, la acest potențial, la această ofertă, această dragoste. Da, cineva latră. Hansa latră. Am zis, cineva chiar vrea să grăiască. Privighetoarea. Poate e cineva care cântă. Hello! Poate vă face un cântecel frumos de cea dragoste. Mai degrabă, nu știu cât de dragoste cum va fi acel cântec, dacă e cineva care cântă și vrea să-și exprime dragostea și toate emoțiile, oricum acel cântec va avea ritm, pentru că eu aici văd ritm, da, boxe, este vum, vum, vum. <laughs> da, încearcă să-și facă curaj. Apropo, apropo de ce am zis, v-au urmărit din umbră sau a încerca să nu exprime emoțiile, dar cu cât nu exprimați niciunul, nici altul, cu atât situația devine irritantă. Cu cât nu exprimați, cu atât se creează, da? Un stres. Cum am zis mai devreme, da? Și aici este provocarea să crește, să vă echilibrați, da? A să vă aliniați ceacrele. Dar pentru asta trebuie să manifestați în primul și în primul rând cuvântarea. E frumos, privighetoarea și delfinul. Mi se pare am, am în două figurile foarte optimiste, sensibile, jucăușe. Uh, și delfinul. Ați văzut ce sunete spate. E drăgălaș. Îmi place la maxim. Și privighetoarea. Am zis, poate unul este mai mic și celălalt este mai mare. Ca stat. Poate unul este mai tânăr și celălalt este mai matur. Iar. Mai ales că doamna. e doamnă. E doamnă. E o femeie... Care a trecut prin multe. Poate unul este deasupra unui glob, apropo de ce am zis, de distanță de lume, circulă prin lume, și celălalt este obligat să-și recreeze lumea emoțională, lumea personală. Însă, acest personaj, eu simt că se bucură când vă vede zece de cupe, delfinul și trebuie să spună acest lucru trebuie să spună poate ei sunt căsătoriți iar vedeți cum este ideea este că simt foarte multe pentru voi chiar dacă ar fi căsătoriți simt foarte multe pentru voi doamnelor în mod special puteți să fiți și domni hmm. Cum e greu să împar mesajele pentru Doamne, pentru Domn, pentru Lună, pentru ascendent, pentru Soare. Vedeți pe unde sunteți. Cărțile în principiu sunt faine. Chiar sunt faine. Nu știu, măi, vedeți? Nu știu dacă sunt multe etalări care au asemenea cărți atât de frumoase. Chiar, nu știu. Doamne ajută! să vă conectați la intuiție, că tot avem intuiție și marea preoteasă și am vorbit de ea, să vă echilibrați emoțional și mental. Dacă vreți să manifestați ceva deosebit, trebuie să fiți în echilibru pe toate laturile, de toate aspectele voastre. Ce ar mai fi? Da, dacă ar fi să, să merg în continuare, ia uite. Lăsați în urmă trecutul neplăcut și manifestați o nouă lume. Dacă nu manifestați, s-ar putea să regretați. Și așa dacă cineva încearcă să se detașeze emoțional și asta e o carte a scorpionului, e tot un opt, da? Da mare grijă pentru unii să nu pierdeți o mare dragoste. Să nu pierdeți oportunitatea asta concentrându-vă prea mult pe muncă sau pe altceva. Fiți atenți. Oricum lucrurile nu se manifestă brusc cu acest turn. să vă dați timp. Dar uneori în viață trebuie să o riscăm. Da, eu spuneam, eu care nu prea risc nici eu în orice domeniu, dar asta e, trebuie să dau mesajul, că așa vine, nu? Ce să mai... Dar vă înțeleg pe cei care aveți traume și că aveți un trecut dureros. Ia uite, între cer și pământ. Una din unele, Doamne, sunt mame. Și aici este între cer și pământ. Aveți o dragoste profundă. Cineva vă iubește profund. Poate o dragoste secretă, casa 12. -a. Sau are planete în pești că tot apare, sau pur și simplu o dragoste neexprimată, tot așa e secretă, neexprimată, nici voi nu știți că vă iubește, da? Dar voi vă concentrați chiar dacă e femeia singură poate sunteți singure mame și vă creșteți copii, da? Aici este iar echilibru între cer și pământ, între minte și intelect trebuie să fiți undeva între fără excese nici prea mult pe bani da? Bă, că trebuie să-mi cresc copii să-mi fac familia, să-mi asum responsabilitățile da? Dați-vă șansa, cum am văzut, 8 de băte. Dați-vă șansa la cer, la rai, la paradis. Da? Cineva vă încearcă. Așa simt. Ai, mai, mai. Aveți timp să-mi spuneți. Într-o lună, două, trei. Cineva încearcă să vă ofere paradisul. Varianta lor. Dacă vreți să stați pe pământ, iar e alegerea voastră. Eu personal nu vreau să stau prea mult pe pământ apropo de chestia asta. Mai e frumos. Depinde de voi. Hai, spuneți-mi, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup mai scorpionilor. Hai, pa!